indiferent ce vârstă ai, nu are cum să nu te fascineze funcția asta de parcare din cheie. Bine v-am găsit la testul nostru cu noile BMW seria 5, că avem două modele pe care le testăm astăzi, o variantă pe benzină, care îmi place mie mai mult, și una pe motorină, care încă mai are ceva în rezervor, pe care a testat-o Mariana în ultimele zile. Și testăm aceste mașini, evident, pentru că ne fascinează. Ne plac foarte mult BMW-urile, dar mai ales atunci când vedem tehnologiile de pe seria 7, că vin pe seria 5. Marea problemă este cu prețul. Nu știu cum să fac să justific pentru mine, dacă ar fi să dau banii, 90.000 pe o versiune cu de toate, cum este mașina pe care o testez eu. Credeți că dieselul e mai ieftin? E tot cam pe acolo. Desigur, dacă ești un pic mai zgârcit cu opționalele, o să o poți lua pe la vreo 50-60.000 în 2017. Dacă vezi review-ul nostru prin 2020, cu siguranță pe la vreo 20-25.000 deja s-ar putea să capeți un chilipir. Hai să vedem dacă merită însă banii tăi în 2017 și în 2020. Hai să le conducem împreună, după ce vă spun două lucruri, în primul rând despre exterior. După cum puteți vedea, avem două mașini, însă sunt în nivelul de echipare puțin diferite. Versiunea pe benzină este echipată sport, cu un pachet M, așa cel puțin ca aspect. Grilele astea sunt negre, apropo, se închid că mașina stă pentru eficiență aerodinamică și în mers. Avem cameră de mers cu fața, avem cameră oricum de jur împrejur, este o opțiune. Un radar acolo pentru menținerea vitezei și farurile de pe mașină sunt LED-uri adaptive. Nu doar că urmăresc curbele, dar și pot decupa mașina din fața ta, ca să nu-l orbești pe cel care vine din față sau îl urmărești. Din lateral, aceeași siluetă de seria 5, cu unele elemente aduse deja de pe seria 7 și avem inclusiv gurile astea de ventilație. Mașina este foarte murdară, pentru că noi chiar le-am condus serios în ultimele zile și au fost vremuri ploioase. Însă, și murdară arată bine, iar jantele astea negre arată genial. Însă, au un mare dezavantaj. Ia, aruncați o privire scurt aici. Jante mari cu anvelope de iarnă, o gaură pe care nu ai văzut-o într-o baltă și capeți așa ceva. O astfel de gumă va costa cel puțin 12-16 milioane vechi. În rest, o mașină cu vizibilitate foarte bună, geamuri mari și o mașină care stă destul de jos. E o mașină pentru stradă care trebuie să fie în stare să alerge. Ce mă încurcă pe mine însă, accesul pentru cel din dreapta este foarte bun, exact cum te aștepți. Dar uitați-vă cu atenție la stâlpul A. Este mai teșit, mi se pare mie că este ceva mai jos. Și pentru șofer pune unele mici probleme. Locul din dreapta față, dat destul de mult în spate, aproape la maximum. Și cu toate astea, VIP-ul va încăpea. Loc berechet la genunchi și vizibilitate foarte bună prin geamuri. Geamuri fumurii și un nivel de echipare cu de toate. Am piele pe uși, sistem Harman Kardon, care arată foarte bine, elemente în aluminiu, enorm de mult spațiu la genunchi. Cu toate astea, nu este cea mai... Am loc suficient ca să stau aici, dar într-un seria 7 te vei simți mai bine ca un VIP. Este o mașină gândită mai degrabă pentru șofer. Pui de spațiu de depozitare aici, cotieră, prize de încărcare. În funcție de nivelul de echipare poți căpăta și niște control pe climatizare aici în spate. În rest, niște plafoniere și un interior elegant. Hai să aruncăm repede o privire și în portbagaj, care se deschide evident și din cheie, dar este o opțiune. Și noi am reușit să băgăm foarte mult echipament aici. Poți băga cu ușurință 2-3 geamantane și multe alte genți, cât se poate de spațios, nimic de reproșat. Poți închide și portbagajul la buton sau poți încuia toată mașina. Despre spate, nu am mare lucru de spus. Mi se pare pur și simplu o evoluție a generației anterioare. O mașină care arată în continuare foarte bine, dar mi se pare un update estetic mai degrabă decât o mașină cu totul nouă. Au luat ce era frumos deja din seria 7 și parcă au actualizat seria 5 existentă, care era deja o mașină foarte bună. Diferențele importante însă nu sunt la cum arată mașina, ci cum se conduce. Marian, îi dăm bătaie? Hai! Show me the key, show me the key, show me the key. Hai să începem cu cheia. Prima cheie pentru care ai nevoie de husă și folie pentru ecran. Și văd că deja a fost scăpată. Dar cheia funcționează mult mai bine decât cea de pe seria 7. Mi s-a părut un pic mai rapidă. Un pic. Pentru că era prototip la noi și nu avea prea bun touch. Dar funcționează. Și inclusiv parcarea asistată. E foarte fain dacă suferi de boala aia rară în care nu știi dacă e încuiat sau nu mașina. Câte vreme ești în raza de acțiune a Wi-Fi-ului mașinii.
Nu, că am văzut că merge și pe distanțe mai mari. Pentru că și ai informația, când ai plecat deja de lângă mașină și ai informația. Corect. Cred. Și da, da, se abatează. Să vezi dacă e încuiat sau nu. Ultimul status al mașinii este încărcat în cheie și dacă ești undeva pe mai puțin, vezi? Da, avem loc. Ah, nu, da, se grăbește doamna. A tăiat toate benzile. Își ai informațiile de la ultimul update, atunci când ai închis mașina, dar dacă ești în raza mașinii, chiar mai departe decât o cheie obișnuită, știe unde ești. Plus că poți să vezi și range-ul, să știi dacă e metrou sau lași mașina în parcare. Cum am pățit eu, spre exemplu, dar trebuie să lăsăm benzina să plecăm cu dieselul. Adevărul că eu am condus un pic benzina aia în weekend. În ultimele 2-3 zile m-am dat cu 540i. Eu cu mașina mea nu pot să întorc așa de scurt aici. Serios? Și la jumătate din lungimea asta. Da, într-adevăr, am parcat, am intrat într-o parcare imediat după barieră, când intri într-o parcare în astea, în spatele blocurilor, și am parcat imediat după barieră în stânga. Da, funcționează perfect la bine. 90 de grade. Funcționează foarte bine. Și e și asta o minune tehnologică, să ai tracțiune integrală pe o mașină cu direcție integrală. Și cu cutie automată. Ai văzut că fură un pic din portbagaj. Un pic. Nu mai fură așa mult cum fura. Cum fura odată. Sau cum fura odată. Sau potolișește. Dar asta este un avans tehnologic care ne place. Avem așadar, ne conducem o versiune diesel, o variantă de 3 litri, un 530D de 265 de cai putere. Așadar, un 3 litri biturbo, frumos, elegant, pe care l-am tot condus, pe o cutie automată în 8 trepte. Dublu ambreiaj, care schimbă nu, parfum. Nu e dublu ambreiaj? Nici asta nu e? Nu. Foarte tare, dar nu simți când schimbă. Nu. L-au rafinat extrem de bine. În plus, mai avem și X-Drive pe mașină, adică este integrală. Și pe deasupra mai și virează cu roțile din spate. Care este plaja de libertate, știi? Habar n-am, dar nici măcar nu contează. Câteva grade. Până în două. Până în două, nu prea mult, că după aia fierbe. Exact, dar imaginează-ți că dacă roțile din spate se mișcă foarte puțin, și v-am arătat asta și la seria 7, deja fața devine mult mai eficient atunci când virează atât de mult și te poți încadra din prima în locurile cele mai strâmte. Practic noi am putea să ne apucăm să mimăm driftul cu ea. Da. Păi ideea e că la viteze mici, cum facem noi acum, roțile din spate virează în sens invers. La viteze mai mari, pe același sens cu roțile din față, pentru a, să zicem, ieși mai ușor de pe o bandă pe alta la depășiri. Și asta ne place. Așadar, mașina, deși este mare, seria 5 este o mașină de clasă completă, să zicem, nu are probleme de a încăpea în traficul orașului. Este foarte ușor de intuit ca dimensiuni, toate proporțiile mașinii sunt ușor de văzut. În plus, vine cu camerele astea foarte faine, de jur împrejur avem camere 360 de grade și senzor de parcare. Iar prima senzație pe care o ai este neașteptat de manevrabilă, de ușor de înțeles, imediat te împrietenești cu ea. Uite, spre exemplu, la viteze mici, când intri la parcare, automat pornești și camerele și senzorii de parcare. Poți să vezi camera față dacă ești în drive, dar poți să vezi și toate camerele într-un format în 360 de grade. Și acum te atenționa că vine mașina din sensul plus pietoni. Exact, are atenționare dacă ești cu spatele din parcare, dacă vin mașini, dacă sar pieton și așa mai departe. Așadar, mașina este dotată cu foarte multe sisteme de siguranță și este cea mai sigură seria 5 făcută până acum. Nu? Cea mai performantă și cea mai sigură seria 5 făcută până acum, ceea ce ar fi și normal. Așadar, ce au încercat cei de la BMW pe această mașină este nu să facă neapărat un BMW seria 5 mai dinamic, că este deja dinamic, plus că ușurându-l, băgând niște fibre de carbon, a făcut mașina și mai ușoară, automat pleacă mai repede, plus faza cu virajul din spate îți dă o senzație incredibilă de control și ai senzația că ești într-o mașină compactă. În anumite viraje prea strânse, ai senzația aproape că faci drift, deși nu faci. Da, e parcă întoarce mașina în jurul tău. Ce au reușit să se facă, au făcut o mașină confortabilă. Este o mașină, în primul rând, silențioasă, exact cum ziceam, dar și suspensiile parcă sunt setate un pic mai confortabil, pentru că adevăratul concurent al acestei mașini este noul E-Class. Nu? Exact. Și până vine Audi A6, noul, da, Audi A6, trebuie împărțită o plăcintă. Exact. Ideea e că și E-Class-ul și seria 5 deja au intrat bine în 2017. Și atunci, în momentul ăsta, dacă vrei să te uiți la o marcă germană, la o limuzină, să zicem, din clasa asta, trebuie să te uiți cu atenție la ce vrei. Și dacă vrei confort și eleganță, Mercedes rămâne un etalon, însă dacă vrei confort și dinamică, acum este BMW. La partea de confort, BMW a reușit să egaleze Mercedes. Asta este senzația mea. Da. E ciudat cum se simte mașina, cât de confortabil se simte, fără să afecteze neapărat și dinamica. Până acum BMW-urile erau ceva mai dinamice pentru că erau un pic mai rigide. Da. Acum este un pic mai soft, dar funcționează.
Da. Și am așa senzația asta de deja vu că m-am săit în ea. E familiară. Da. Pentru că seamănă foarte tare cu seria 7. Și din punct de vedere tehnologie, și din punct de vedere interior, și cum e construit interiorul, și ce obțin pe nivelul ăsta de echipare, unde ai și piele pe bord și se văd cusăturile acolo la vedere, și pielea asta maron, așa. Și interiorul ăsta în două culori, și lemnul ăla, și... Adevărul, ce trebuie să știe cei care se uită la noi? Producătorii germani nu-și fac banii din limuzinele mari. Acolo pun doar prima dată tehnologiile, cei care le cumpără primii au așadar un avans de un an față de restul lumii. Poate chiar mai mic acum, sincer, de un an, un an zici, de fapt zici un an acum. Un an acum. Dar până când comandă în seria 5, până vine, hai să zicem că mai ai un an ecart dacă îți iei cea mai nouă, cel mai nouă clasă, cel mai nou seria 7. Însă banii adevărați nu vin de acolo, vin de pe 5, de pe 3, de pe 1 și de pe Mini Cooper, să zicem. Și atunci e destul de ușor de înțeles de ce BMW aduce foarte repede tehnologii de pe seria 7 pe seria 5, pentru că știe că oricum nu o să vândă foarte multe dintre ele pe seria 7. Însă, câte dintre tehnologiile noi pe care le-ai văzut aici merită astfel încât să justifice un preț de... 91.000, așa cum o vezi. Asta e 85.000. 91.000, m-am uitat eu pe fișă. Nu, asta e 85.000. Dieselul este mai ieftin decât benzina. Nu, este 90 și un pic. M-am uitat și eu pe fișă. Mai scot o dată? Ai fișele acolo. Am fișele aici. Și asta e mai bine dotată, să știi. Hai că avem fișele aici. Hai să ne uităm. Da, mai dreptate. Deci asta e mai ieftin cu 6.000 decât aia pe care am condus-o eu. Dar are suspensiile alea șmechere. Da, dar asta are încât masaj. Mare, ești prea tânăr. Pentru masaj în scaun și luxury în loc de M. Auzi, nu rămâi tânăr atâta timp cât conduci în București în fiecare zi, înțelegi? Nu ai cum să rămâi tânăr făcând asta. Dar cum să conduci mașina asta în București? E o întrebare foarte bună. I mean, what the fuck? Dar stai că nu suntem singuri, uite, stă în dreapta ta e un SUV. Da, cu niște cheie de aftermarket. În spate mai e încă un SUV. Sunt SUV-uri peste tot. Și cu toate astea, mașina asta cât ai condus-o prin oraș, cât în afară? Cred că jumate. Certic mai am jumătate de rezervă după ce am ieșit și prin București. Serios? De 400 de km, da. Bine, am făcut un pic mai mult trasă ca tine. Marian a făcut un consum combinat de 8. 8,1, da. Cu autostradă n-am mers mai încet de 130 de km pe oră. N-ai mers mai încet? Nu. Nu e rău deloc. Nu, e un consum foarte ok. Și asta înseamnă și oraș. 8,5. În momentul ăsta am un consum mai mic decât pe mașina mea, care are motor de 1,6 benzină. Deci ca să-ți dai seama unde s-au ajuns cu motoarele în momentul ăsta. Am dat banii ăștia, ce așteptări am de la o mașină în 2017? Mai ales de la una dintre cele mai iubite mărci auto, pardon, cea mai apreciată marca auto din lume. Eu cred că nimeni nu e gata încă de mașină autonomă. Nu vreau autonomă, vreau mai asistată de atât. Da, dar autonomă înseamnă să aibă și inteligență artificială în ea. Dacă e mai asistată de atât, eu cred că încă e prea devreme pentru așa ceva. Și ghinionul celor de la BMW, Mercedes, Audi și așa mai departe, care oferă mașini dragoste de preț, că încă n-au tehnologia gata pentru așa ceva. Asta ne mai aduce la următoarea problemă. Pe BMW seria 5 testăm și noul iDrive, care vine cu un fel de widget-uri în loc de ecranele alea. Da, funcționează foarte bine, touchscreen-ul este... Deci, uite, fii atent, uite cât de repede se mișcă. Într-adevăr. Și ai și un ecran frumos acolo, în bordă, și ai și niște gesturi, și tocmai ce s-au rămas degetele pe ecran. Anyway, da. Dar arată bine, însă la capitolul conectivitate, cum stăm, Marian? Bluetooth! Wi-Fi! Glumesc. N-are Android Auto. Deci la Tesla să-ți faci mașina autonomă costă vreo $10.000. Peste un preț de plecare de 60. Da, dar și ea este super limitată. Ce înseamnă super limitată, Marian? Că și aia merge până la niște viteze mici, 40 de km pe oră, nu merge peste tot unde ți-o cumperi. Da, merge doar cum, în adică pe autostradă? Aia care dorm în ele, în coloană? Aia unii au și murit între timp. Nu, n-a murit niciunul. Nici ăla nu e sigur. Aia care dorm în mașină, care fac naveta în Silicon Valley, n-a murit niciunul. A murit unul care n-a văzut... Care se uita la Harry Potter. Exact. Și la unul la care camera confundată o prelată albă cu cerul. Că și atunci Tesla spune, da, poți să mergi, poți să lași mașina să vireze pentru tine, dar fii pregătit, asta înseamnă nivelul 3. Exact. Și, cum să zic, suntem în 2017, când vine următoarea seria 5? Peste 4 ani, în teorie. Așadar, încă 4 ani, până în 2021, o să ai la dispoziție așa, o mașină care, cea mai fun to drive, este 540 sau 550i. Sau poate M5-ul, care eu cred, pun pariu că o să vină cu tracțiune integrală. Ok, și cu ce motor? 4-4.
Mai sunt lucruri așadar de inovat, este loc de inovație, este BMW seria 5, nu ne băgați până în seamă dacă nu vă interesează prea tare mașinile electrice și autonome. Este cel mai distractiv BMW seria 5 făcut vreodată, este cel mai sigur, cel mai rapid, este cel mai eficient. Este o mașină foarte faină, este un update bun față de generația anterioară. Plus că se conduce mult mai bine decât Tesla, așa că BMW ar avea de câștigat dacă ar face electrică. Exact. Și BMW-urile și Mercedes-urile sunt mai confortabile, mai plăcute la interior decât o Tesla. Și sistemul multimedia merge mult mai bine decât la o Tesla. Da. De acord. Da. Dar treaba asta cu gesturile... Da, funcționează de fiecare dată. Nu că dreptări. Da. Uite, fii atent. Head-up display menu. Head-up display. Please continue using manual control. List of radio stations. Saved stations. You are listening to saved... I'm hungry. Please say the row number of a saved station. For example, row 2. Meow. Make sure there is no background noise and try again. That was me. Hai să încheiem aici. Asta cu comenzile vocale ne-am ajutat. Aia cu Amazon era faină. Dar cred că e cazul să vedem, nu că ai dreptate, că e cazul să vedem un pic mai mult de la producător. Și aici nu e cazul doar BMW, e cazul și lui E-Class. Bine, nu e greu să faci un E-Class mai bun decât ăla. Știi ce are E-Class-ul mai bun? Încărcătorul wireless. Da. Știi? Ai văzut aici? Nu știu, că telefonul meu nu are încărcător wireless. Deci aici poți să-ți bași telefonul la încărcat, da. Aici, dar dacă îți bași telefonul la încărcat și închizi ușița, da. Se cam încinge treaba. Ok, bun. Atunci pui cheia aici și se aprinde becul ăsta, deci cheia ți se încarcă aici. Da. Asta e foarte fain, dar mi-am încărcat telefonul aici. La și USB. Nu încarcă suficient de repede. Dar dacă îl încarci aici în cotiere, în care, apropo, încape o sticlă de apă. Deci asta e foarte bine. Priza asta USB încarcă super repede telefonul. Uh-huh. Deci mi-am băgat în seria 5 aici telefonul Samsung-ul, da. Și s-a încins. Oare s-a încins că e din cauza s-a designului acestui încărcător sau din cauza că e Samsung? Din amândouă motivele. Încărcarea wireless produce căldură, iar acest spațiu de aici nu este ventilat, nu este răcit. La Mercedes este răcit. Așadar, mare atenție, dacă vă încărcați wireless Samsung-urile sau telefoanele care se încarcă wireless în BMW-uri, nu închideți ușița de acolo și nu le uitați în soare, în căldură, în timp ce se încarcă, se încing foarte tare și e periculos pentru litiu ăla. Gata, cam atât. Altfel, da, trebuie să ducem mașina înapoi, din păcate. Da, e ora aia. Te-ai obișnuit tu cu ea, nu? Cam da. Chiar dacă nu are tehnologia, nu uităm de unde am plecat. Bineînțeles! Nu, suntem fani, dar, cum să zic, ești cel mai rău cu oamenii la care ții. Da. Și în cazul ăsta cu seria 5. Aș vrea mașinile în seria 5. Nu, în seria 5 electric. Hibrid. Da! Seria 5 hibrid. Nu, poate nu vreau electric. Este. Poate M5 o să fie hibrid cu tracțiune integrală. Cum ar fi? Deci ar rupe mașina aia tot. Uite, 2017, martie, Mariana a prorocit. M5 hibrid. Nu, M5 o să fie cu tracțiune integrală. Că nu, deja nu mai... Vor trebui să ajungă la peste 600 de cai putere. Eu am avut așa un pic de baby feeling de M5 în 540. Mai ales cu anvelope de iarnă. Da. Ajungi foarte repede la limita aderenței. Nu începe. Așadar, dacă vreți un BMW seria 5 pur, super fan, 540, dacă faceți navetă și vă interesează mai puțin performanța și mai mult eficiența, dar să aveți rezervă de cuplu 530 de, economie 520 de. Și cam astea sunt cele trei opțiuni care ne interesează cel mai mult. Evident, dacă nu aveți răbdare până vine M5, comandați un 550i, ca să fie bine, să nu fie rău. Da, exact. 3 litri, nu? 3 turbo, să avem 550 de. Exact. Cam atât. Salutare tuturor, așteptăm impresiile voastre mai jos la comentarii. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și... Dacă ți-a plăcut mașina testată atât de mult încât o vrei, chiar acum intră pe autovit.ro, sigur o găsești la mâna a doua sau chiar nouă, la un preț mult mai bun. Și dacă ești interesat și de alte mărci, la fel intră pe autovit.ro pentru oferte interesante.